Gemenii nu sunt cei mai potriviți parteneri pentru o ieșire în oraș. În loc să se distreze, ei vor căuta mereu un motiv de ceartă. Nici cu lei nu vă veți distra mai bine. De ce? Aflăm de la Andreea Joiță. Bună dimineața, bine v-am găsit! Nativii din zodia berbecului nu se simt bine dacă nu-și impun punctul de vedere. Măcar acum că e weekend, ar trebui să fie mai toleranți în relațiile sociale. Taurii reușesc să încheie o afacere profitabilă. Acesta este și motivul pentru care vor petrece pe seară în compania familiei și a prietenilor. Gemenii sunt puși pe ceartă astăzi, spun multe, însă n-ar trebui să-i luați în seamă. Nu sunt rău intenționați și doar stresați de problemele profesionale. Racii nu ar trebui să facă investiții financiare pentru că astrele nu sunt favorabile, așa că ar fi mai bine să-și păstreze banii în portofel și să aștepte un moment prielnic. Lei nu au de gând să renunțe la orgoliul nemăsurat, nici măcar de dragul partenerului de viață. De aceea vor stârni tot felul de discuții în plan emoțional. Fecioarele nu știu să spună nu, de aceea se vor vedea implicate în discuții neplăcute. Până la urmă însă își vor lua inima în limbi și vor pune punctul pe ei. Balanțele se gândesc să înceapă o nouă afacere, au o sumă mare de investit și nu știu ce să facă. Ar trebui totuși să ia în considerare sfatul unei persoane mai experimentate. Scorpionii sunt mult prea încăpățânați și riscă să rupă definitiv relația cu o persoană apropiată din familie. Săgetătorii vor primi o veste plăcută în prima parte a zilei, ceea ce îi va face să fie zâmbitor și bine dispuși toată ziua. Capricornii au răbdat cât au răbdat din punct de vedere financiar, însă acum e cazul să se bucure, pentru că se întrebă ceva câștiguri materiale. Vărsătorii au o relație plină de armonie cu persoana iubită. Asta le oferă confortul psihic de care au nevoie și le încarcă bateriile pentru o nouă săptămână. Peștii sunt tăcuți și melancolici în prima parte a zilei, însă până spre amiază, familia va avea grijă să le redea bună dispoziție. Acestea au fost predicțiile astrale pentru astăzi. Ne vedem mâine dimineață. Aveți o zi frumoasă!